Iubito, tu crezi că eu nu vreau să ne mutăm într-o vilă? Mm. Dar uite-te și tu ce sărăcie e afară! Păi tocmai de asta zic să ne luăm acum, măi, că e foamete, lumea vinde să supraviețuiască. Tu îți dai seama că putem să luăm pe leșu pe 2 lei? Cu ce bani? Cu ce bani, cu ce bani? Găsești tu că de-aia ești tăura și steț și nu bou bătut în cap. Nu mai ești tu nicio lucrare de licitat? Ai, mă, niciun teren de concesionat? Păi și atunci de ce, mama, naibii, mai stai, mă, primar, candidează și tu la președinție, că acolo tot mai este ceva din vânzări anterioare. Ar mai fi o soluție. Știam eu că ești potent și intelectual. Zic. Schimb numele străzilor. Corect. Că firma care o să facă noile plăcuțe se alege prin licitație cu strigare. Adică noi o strigăm și ea vine cu comisionul. Genial. Și asta nu e nimic. O să le dau posibilitatea borosanilor să-și boteze străzile pe care stau cu numele lor. Contracost, bineînțeles. Da. Preferențial. Cum face poliția cu numerele de la mașini. Zi. Îți dai seama câți bani o să facem în zonele rezidențiale? Că acolo toți or să vrea. Și cine o să câștige? Cine? Noi, doi. Ah, Doamne! La așa intelect nu pot să rezist. E așa că o să ne luăm o casă imensă cu multe camere să putem face în fiecare zi în altă cameră? Și o să mă premieze guvernul. Pentru că îi scap de presiunea socială. Da, zi. Dacă lumea o să fie ocupată cu preschimbarea actelor pe noile adrese, nu o să mai aibă timp de greve, de demonstrații. E clar. Ne mutăm la Peleș. Te vreau acum, majestate. Prințesa mea. Să știi că numele meu o să-i dăm. În visele tale, numele meu o să-i dăm. Al meu. Gata, că vă găsești de dragi. Bă, cine-i superior acelea în casă, că mă joc în picioare? Mămica. Țară mătă. Dar măta nu-i riverană. Ea poate să pune numele la ulița pe care și-a de ea și împinge vaca de la spate către izlaz, mă. Vă zicați degeaba că tot numele meu o să fie ales, că sunt dita mai... Wow! Bă, tu n-ai bani să trei strada, bă! Dar mi te să-i știm numele! Dar ce, mă, tu ai bani, hă? Ai tu bani? Ce zic că a venit ăsta și ăsta aici, dacă află... Am aflat deja, făinuță. Ba chiar am și depus cererea. Ia uite numărul de înregistrare. Păi ești în pilul, scrie nimic. Pe partea ailaltă. Nici aici. Ajunge, că o să orbiți de oftică. Păi și tu crezi că o să accepte lumea să-i zică strada Pupăză? Păi când o vedea ăștia ce nume obscen ai, crezi că... Nu i-am zis doar Pupăză, bă, obsedat asexuat. Ce ala? E unul care se înmulțește de unul singur. I-am zis Pupăza din tâi. Că dacă are rezonanță intelectualistă cultă, o să-mi iau aproape în 2 secunde. Că cine își permite să refuze un omagiu adus marelui Creangă? Cine e deștept, bă? Și își dă seama că denumirea ta o să creeze confuzie în rândul populației. Ce confuzie? Păi cum, dragi pălțați, să-i zici la stradă, bă, Pupăză din tâi? Că noi șadem în Cotroceni, ceea ce le e tăi, suntem în Cotroceni, simplu ca bună ziua. Ha, ai văzut ca bună ziua? Că ce bun. Aha, da, simplu ca bună ziua, Pupăzăule. Țeapă, poți să te ștergi la fund cu hârtia aia, cu toate că întinde. Că tot numele meu o să fie ales. Al meu, da. Și cum o să-i zici, mă? Mărlanul de la Cotroceni? Vezi să nu cumva să creadă Băsescu că e vorba de el, să-ți dau un pumn în cap, să te facă boc. O să-i zic Ferdinand întâi, că-i nume de rege. Na, ce? Nu mai râdeți acum? Au! Au! Dar de ce nu vă băga și dumneavoastră șeful o cerere? Că încercarea moarte n-are. Matiescule? Tu ești idiot? Sunt să trăiți, dacă mi-o ordonați, sunt. Cu ce nume să mă bag, mă? Cine dragi Damian crezi tu că vrea să șadă pe strada Chioretelui? Lăsa șeful, că e roșit de mai rău. Ia uitați aici.
Apropo, șeful, dar de ce nu intrați în competiție cu numele mic? Că Ilarie n-are nimic rușinos. Din contră, e un nume deosebit, rar. Bravo, Matiescule! Bă, tu să știi că nu ești chiar așa de prost pe cât arată fața. Nu sunt șeful, doar mă știți. Auzi, șeful, dacă tot se schimbă acum numele la străzi și automat și buletinele, mă bate gândul să-mi schimb și eu numele ăsta. De ce, bă, că numele tău ar merge super la o stradă. Strada Poponețului. Dar ce zic eu, stradă? Că automat poți să dai numele la Parcul Operei. Uite, vedeți? De asta vreau să-l schimb, domnule, că mă face de râs. E, atunci schimbă-le, mă. Dar să știi că un nume mai deosebit te face iute remarcat. Adică te împinge în față. Sau în spate. Termina. Numai șeful poate să facă glume de-astea, da? Nu permit. Că mâine, poi mine mă trezești cu Solomon. Că mă ia la mișto. Ce poponeț obraz. Nu, nu de dumneavoastră vorbeam, de Afrodita. Da, mai de-aia ți-ai luat-o. Ridică cascheta. Braz. Ești iubita mea, trebuie să mă ajuți. Plus că e și interesul tău, pentru că... Nu poți să zi naibii odată despre ce e vorba, că m-ai amețit. Și-am treabă, nu vezi? Păi am depus la Van Damme o cerere din aia ca să dau și eu numele unei străzi. Pe bune? Da. Și m-ai băgat și pe mine în denumirea ei? Te-am băgat, iubi, normal. Păi doar tu ești. Doar eu sunt? Doar... Adică n-ai pus numele tău ca să-l pui pe al meu? Iubitule, de-abia aștept să vă plăcuța. Îți dai seama, o să stai pe mine. De când visezi? Da, nu te-am bălat prea tare, că cred că nu o să o aprobe Van Damme. E, nu, pe se ocupă fata. Doar știi că sunt influentă la Van Damme. Păi, da, dar o să vin alții cu șpăgi și atunci o să... A, corect. Ia scoate niște bani. Hai, mentor, ce? Ca să-i contracarăm pe ăia. Păi n-ai zis tu că ești influentă? Ei, ba da, dar banul bate influența. Hai, marcă! Cât? Cât ai la tine și ți-aduc eu restul. Hai, hai! Mai puțin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, da, sunt toți. Am fugit la Van Damme. Păi da, da! Că primii veniți sunt primii serviți. Păi, toți sunt aici, te-ai dus cu toți. Puh, m-am nenorocit. Ia uite, bă, după ce costă-mi eu pierd pe Betty, am dat și bani pentru asta. Doamne, ce... Corect. Că dacă mă duc și iau bani înapoi, ăla nu o să mai vrea să aprobe nimica fără șpagă. Yes! Ce deștept sunt. Să-mi dai banii. Pupăză, aici se dau bani, nu se cer. Van Damme, să te iau mai pe ocolite. Vreau spaga pentru stradă înapoi. Opa, eu ți-am zis că Betty dăunează grav sănătății, dar tu nu ai crezut. Mi-ai lăsat tu vreun ban când ai depus cererea pentru stradă, nebunule? Ți-a lăsat Betty din aur. Să-mi dai înapoi, că nu mai vreau niciun nume la stradă, banii. Păi oricum nu ți-l dădeam, pentru că Betty nu mi-a lăsat niciun ban. Da, apreciez că inventezi tu de fiecare dată cu o șmecherie, doar îi mai trage ceva cașcaval. Cum adică nu a lăsat niciun ban? Pupăță, du-te acasă, ia o pastilă și culcă-te. Betty nici măcar n-a trecut pe aici. Auzi, bă, Ciorete, cum se scrie cerere, mă, cu îdâni sau dâna? Și cu îdâni și cu dâna. Ce? Cu amândouă? A, bă. Cu cerere. Cerere. Cred că... Ce faci, Mărlane? Ce fac? Fac și o cerere, mă, la primărie, ca să nu mai faci tu... Pupăzoi. Hai, m-ai făcut pupăzoi, fofaitule? Minte, bă, Chiorete, tu ești nebun, te-ai după ăsta. Cum l-a făcut, bă, pupăzoi? Păi dacă strada o să numească pupăză, tu ce o să fii, Chiorete, dacă stai pe ea?
Cum se numește masculul care stă pe pupăză? Nu pupăzoi? Mai bine stai tu pe Ferdinand I, că e și un nume cu rezonanță isterică. Ăsta, istorică. Băi, idiotule, numele ăsta există deja. Și este un bulevard în centru. Există? Păi și nu trebuia să ceară acordul ca să-i dea numele meu? Cum îi da așa? Mamă, cum e asta? Nu e al meu? E al lui regele? Da, că el era înainte. A, de-aia zici tu că nu poți să-i zici și eu la fel, că ăla are licență poetică, că e... Păi atunci ce mă, să adaug și eu numele de familie și e diferit. Hai bă, dar nu mai bine dau eu numele străzii? Tu? Păi și cum o să-i zică? Strada Chiorului. Strada Ilarie, Tăfălogule. Ilarie Tăfălogu? Ilarie Simplu. Dacă Ilarie Simplu e mai... sună altfel, mă, decât Ilarie Tăfălogu. Ilarie. Auzi, mă? Și dacă vine unul și pune un haș la începutul denumirii, vrei să ajungi de râsul cartierului? Să devii Hilar? Atunci mai pui ceva înainte ca să nu mai ai loc ăla să pui în față un... Îmi pui gradul, mă. Asta e. Și strada se va numi Comisar Ilarie. Și cu ocazia asta devii erou. Devii erou. Normal, mă, pupăză, că toți ofițerii care a dat nume la străzi e eroi. Da, bă, da, e și mult. Tu ce faci? Te sinucizi? Majestate, vedeți că m-a căzut coroana, bre. Auzi, vezi că poate te stai cu coroana, te fac... Vezi că te găsește dracii. Opa, nu-mi spune că te-a trimis pupăză să-mi aduci bănuții. Șeful, eu sunt angajata dumneavoastră. Cum să fac așa ceva? Ar fi jignitor să vă dau bani. Beti, jigniri de-astea? Eu accept, stai liniștită. Da, eu nu. Și nu pot să-mi îndemn șeful la corupție. Așa că m-am gândit să vă recompensez natura. Hai mă, Beti, termină! Beti! Că pe asta nu poate să scrie mită cu florescență. Beti, termină că... că suntem colegi. Și între colegi serviciile se fac dezinteresat. Nu se acceptă nicio recompensă. Dar dacă demisionez câteva ore, mi-o acceptați. Beti, termină că... deja ți-am aprobat cererea. Ia zi la ce nume de stradă te-ai gândit tu. Nu eu m-am gândit, pupăză. Dar eu i-am inspirat numele. Hai, deschideți plicul, că și eu sunt curioasă. Ce? Pupăza din tei? Ce? Nu se poate! E o greșeală! Ce greșeală să fie, mă? Tu nu stai în tei? Mateescule, dă-mi o idee de nume cu care să-l înlocuiesc pe Poponeț. Dosuleț? Nemernicul. Am crezut că vreți un sinonim, șefa. Șefu, aveți o sugestie pentru mine, ceva? Șlițu. Șlițu? Șlițu. Șefu, eu vorbesc serios. Și eu, mă. Ai grijă că dacă te vede Afrodita cu șlițul desfăcut, adio ți-ai de la trânsa, mă, că numai odorogi umblă așa. Vă mulțumesc, șefu. Auzi, bă, știi ceva? Ia lasă de așa, bă, că moșii are succes la fufe. Hai, șefu, dar o idee de nume îmi dați? Mă, tu vrei să mă apuce durerile de cap? Nu te pot... Nu, vreau ceva simplu, așa, un nume din trei litere. Trei... Dos. Haide, șeful, zău. Ce vrei, bă, că tu ai zis din trei litere? Mai și restricțiunea, păi ce vrea? Jvarovski din trei litere? Afrodita, ce nume ți-ar plăcea să-mi pun? Îmi place Marco, nu vreau altul. Deci așa, pupăză, sunt bătaia ta de joc în continuare. Dar ce s-a întâmplat, sufletel? Nu mai îmi zice sufletel când se nervoasă. Ce...
Ok, ok, recunosc. Te-am mințit că te-am băgat în denumirea străzii. Că și tu m-ai mințit că i-ai dat șpaga. Și nu i-ai dat-o. Păi normal că nu i-am dat-o, ca să nu se înfăptuiască bajocura ta. Cum adică nu m-ai băgat în denumirea străzii? Și pupăza dintei cine e? Nu ești tu! Mai e vreo pupăza întâi? Nu! Tu e singura! Adică tu deci ești... recunoști că eu sunt pupăza, nu? Nu, tu, eu! Adică la mine m-am referit. Tu nu stai întâi, stai în Cotroceni, mincinosule. Zi, sunt pupăza că... Nu ești! Dar vreau să devii. Și asta a fost forma mea de a te cere în căsătorie. Vrei să fii soția? Păi de ce n-ai zis așa de prima dată, mă, râtule, mă? Pentru că sunt timid. Deci, Betty, vrei să fii soția mea? Nu. Pentru că nu am destulă încredere în tine. Încă. Dar apreciez intenția. De jos, gata. Domnilor, și acum, perfect transparent, fără niciun aranjament, voi extrage una din propunerile pentru strada din Cotroceni, aleasă pentru redenumire. Să vedem prima propunere. Fiorete n-a dat. Pupăză n-a dat. Ce să dea? Ce să dea? Să dea... Să dea numele unei străzi, plicul e gol. N-a dat numele străzii. Să vedem ultimul clip. Ăsta a dat. Așadar, strada din Cotroceni se va numi Ferdinand I Mârlanul. Mă, comunistule, cum îți permiți, mă, să denigrezi unul dintre cei mai mari regi ai României? Bravo. Mă, băieți, Mârlanul e numele lui de familie. Incorrect. Numele lui de familie este Hohenzollern. Hohenzollern. Dacă nici tu nu știi, ce pretenții mai ai de la un incult ajuns primar? Te omor, Mârlanul. Aha, așa. Amenințați-ne că ne omorâți, așa, așa, jigniți-ne. Dați-ne în cap, așa, hai, băieți, uite criminalul, așa. Ne batem joc, domnule. Vă bate joc de noi și de munca noastră. V-am votat. O să vedeți rezultatele care o să apară în ziar. Așa, aruncă în mine. Să vă fie rușine. Bă, băieți, stați că eu de fapt am vrut să... Nu-mi vine să cred că o să-i fiu soț. Dar te-a cerut ea, mă? Nu, șef. Dar din moment ce a spus că vrea să-i port numele, nu e tot un fel de cerere în căsătorie, dar mai indirect, așa? Ea este mai modernist, așa, mai fițoasă. M-am prins eu. Și o să vă cheme tot Marcu? Of course, my horse. Am și completat cererea, uite. Eu dau lui șeful acum, șeful. Semnați-mi și mie aici, vă rog. Da, mă, las că viu eu la tine, când trebuie un dosar de la tine. Tot îl cad și nu-l găsesc, acelea trebuie să fie. Vezi că ai uitat un râbă, macule. De emoție, na. Mateescule, hai, lasă, fă și tu ceva bun. Mișcă și depune și mie cererea asta. Hai! Haide! Ce faceți, mă, acolo? Dăm numele străzii, că cererea ta a fost respinsă, bă. Ia auzi, nenorocitul, vagabondul, pe ce că i-a mai dat și spagă? La las, că lucrurile nu o să rămâie așa. Normal, Mârlanul, nu o să rămâie așa. Că strada o să poarte numele meu. Că eu sunt a mai venerabilă și mai sere cu toată persoana de pe strada asta.
Ce scrieți acelea? Ce ai zis, Matachi, știută? Taci, Betty din tei. Strada Chestor Ilarie. Cum, mă, Chestor? Deja Chestor? Se zice Castor. Ne găsește, dragi. Chestor, bre, ca și că fiindcă eu gândesc în perspectivă. Ca numele străzii rămâne pentru sute de ani. Și tot ce scrie acolo, mă? Eu nici nu știu ce nume să scriu. O spui eu ce să scrii. Scrii gogoașe! Cum să scrie gogoașe? Că măcar una din patru celeri tot se aprobă. Auzi, bre, eu... Ce faci, Chiriță, îl comentezi? Dacă nu-ți place să locuiești pe strada care îmi poartă numele, te duci, bătăluță, și strângi catrafusele și te muști pe ce stradă vrei. Ia ziceți, bă, voi vreți să stați pe mine? Vreau! Da, tati! Ce bine, păi atunci mai aștept, hai, trebuie! Da, stai, stai! Adică să stăm pe mata la nivel de stradă, adică la figură... Să la figuranță! Să... Deci e singurul care te muți, hai! Nici într-un caz, tântișor, n-ai înțeles matale. Bagă ăștia, strâmbe. Bagă seamnă, dragi. Tot mă băga singura lui tântișor. Cine a zis, bă, că nu vreau să ceată aici? Vreau, tântișor, e nebun, îi spun. Eu am vrut numai să mă oferă ca să scriu eu cererile astea, să le completez, că sunt dracu pe sârmă la hârțogărere, spui. Așa mai vine acasă, bă, că încă mai e acasă. Ia să scrie. Ia să scrie odată! Scriu! Dar scrisorile eu le duc. Să mă asigur că nu faceți niște tâmpenii pe hârtiile aia. Că vă știu în stare de mă atrapați lăcuri! Auzi, bre, dar hârcă, cum se scrie hârcă? Cu ă de ni sau de na? Bă, zi să scrii gogoașe! Păi a scris gogoașe, dar ăsta e de familie, numele mic vă interesează. Cu X. X. Zero și în sfârșit te-am bătut. Ce am... A fost pur și simplu o încurcătură. Dar am anulat tot și reluăm procedura. Ia zi, anulați articolul ăla? A-a. Nu mai merge așa, domn primar. Trebuie să mă convingi. Mamaie, te rog, eu așteaptă un pic afară, că sunt ocupat acum. Lasă că fotograful ăsta poate aștepte, că e tinerel. Aștepți, nu? Da. Hai că te premiezi. Vrei? Nu. Stai, băi, alo, domn primar, ia baba asta după mine, stai, dă-i pe drumul tău pe mine, dă-te. Păi ce vrei unde pleci, nu vrei să te conving? Mai convins deja, pleacă, taci, mă atrag cu codul. Mersi mult, 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 anti. Ia zic, cum pot să mă revanșez? Își pui, baba, m-ai făcut baba, mă, că te prăfui. Nu, tanti, am zis. Așa, deci botezi strada noastră după cum își pui eu. A, păi nu merge așa. Nu am cum, că trebuie să vii mata cu o cerere, se plătește că e contracost și mata n-ai cu ce. Ai cu ce să plătești, mata? Normal că am cu ce, iete. Lasă, acoperă, că mi-am adus aminte că pensionarii au gratuitate. Zi numele străzii. Nu zic eu, te alegi tu, să nu zici că nu-și democratică. Uite, ai trei propuneri, ia una la întâmplare, na. Strada Cotoroanței? Mi-ai zis că te pierde! Nu vreau să scrie hârtie aici! Cotoroanț... Clomor! Da! Ia alta care e greșită! Strada Furisitei? Hai, băi! Ia-o pe asta că și-aia e greșită! Și-o cum s-o trafie? Strada Matracucii? Pânțați, ce-a fântat când-i pe... Zi, mata, cu ce nume să pun la stradă, că alt plic nu mai ai. Ce nume? Pui numele gogoașă. N-am cum, că trebuie să refaci cererea și să vii cu ea cu noul nume. O refaci tu cu ea întreabă. Eu mă duc acasă să mut pe cariva. La reanimare. Iar pielea lui ea furită. Hai așa, că asta rămân la mine ca dovadă pentru mutație. Nu, mama, este așa că aveam și un document acolo. Tanti! Hei! Deci așa în măgar. Cotoroanță, afrișită și matracuca, ai? Cine v-a zis măgăria asta că joacă picioare, îl găsește dracii? Cine? Uite, astea. Strada Ema Cucu. Incredibil, ăsta suferă de mania persecuției. Ia uite,
Nu asta! Asta! Ia citește-mă! Hai cu fuse tare! Matrac... Aha! Ce mai zici acum? Tatișor! Să știi că există... Există explicație! Stai, prieteni! Stai! Ce să stau? Ce să stau? Că s-a sunat ceasul! Stai! Ce să stau? Tatișor, există explicație! Ce? Care? Nu! Na ce? Eu la matale pe ce referință, bre, la Afrodita, jur! La Afrodita? Da! Ia, hai, explică-te, hai! Adică zi! Tatișor! N-ai ce? Am vrut să mă răspund pe trânsa. De ce? Că și că fiindcă m-a înșelat cu pupăsa. Și am vrut să o fac de râs în public. Eu știu că am greșit și n-am făcut ce mi-ai zis, mata. Dar n-am putut să mă abțiu, jur. Stai aici. Mă crezi? M-a rănit până la adâncul. Nu prea, până la adâncul sufletul. Bine, ai scăpat de data asta, te cred. Treci mai acolo să stau jos, că am obosit. Pantalaule. Acum nu mai fac eu de râs, dar măcar m-am descărcat. Lasă că o să faci de râs, o să afle toată opinia publică că am eu grijă. Tu descărcă-te. Descărcă-te de tot. Dacă vrei, poți să te descarci mai jos. Ca o mitralieră să te descarci. A dat numele meu străzi? Dar de unde știi? Păi mi-a spus Tușica, dar vezi că mi-a zis să nu-ți spun. Wow, de ce încă mă mai iubește? Știam eu. Dar îi place să fie cocoș. De prima dragoste nu se uită. Fata, tu ai fost prima lui dragoste? E, nu eu dragă, găina aia. Nu, cum era la... Auzi? Sună-mă mai târziu. Va veni cartea de identitate, domn comisar. Da, mersi. Și ce părere? V-ați schimbat numele din Poponeț în Macur. Care e diferența? Nenorocitul! Mi-a mutat râu ca să mă facă pe mine de rahat. Hai salut, Macur! Trăiți, domnul Macur! Terminați-o, mă! Da, așa vă teamă, șeful, de ce dați? Marcu! Nu Macur! Marcu! Simplu! E tot aia, mă! Chiorete, încetează cu persecuțiile. Cam afla că încă mă mai iubești, dar te ții tu, cocoș. Adică noi ne omorâm și pentru dumneavoastră... ea? Și dumneavoastră, mă! Minte, domnul, aș să dă nebună și dă cață! Atunci de ce ai dat numele meu străzii pe care stai? Ce-am făcut? Ce-am dat? A, nu mai știi? Păi atunci haide să-l sunăm pe Vandal să ne spună el cum se numește strada pe care stai, că poate o-i fi uitat. Ia sună la ei, dragă, ia fiți atenți, mă, ia! Salut, Van Damme. Bună! Spune-mi, te rog, cum se numește strada pe care stau? Sau, mă rog, am stat, dar mă voi reîntoarce. Strada pasiunii. Exact. Stai! Stai! Cocoșul meu! Ești că te găsești, te dragi, țar, copa, vrea! Ce vedeți, mă? Mi-a părut râme ceva pe aici? Pentru mine. Păi dacă în șpagă n-avem noroc, măcar în dragoste să avem, nu? Auzi, da, n-ai fi putut să pui și numele noastre? Să știe lumea despre a cui pasiune e vorba. Iubita mea, părea cultul personalității și iar ne sărea presa în cap. De-abia i-am liniștit după tâmpenia pe care a făcut-o Mârlanu. Ah, chiar așa, Mârlanu. Bănuiesc că i-ai înflat botul, nu? Nu pot să mă mai compor ca un golan sândit, mai primarul. Stai liniștită, care cine să se ocupe de el? Corect. N-am cerut eu șeful să schimbe numele străzii pe care se află clubul. Eu am făcut cerere numai pentru... Știu. E o fi mâna lui Van Damme, că el a vrut să-și repare măgăria și mi-a mutat numele aceea pe stradă la noi, ca să-i zică la... Dar ce are șeful? Ce? Nu sună bine numele meu? Păi nu i-a dat numele tău!
străzii, că dacă îi vedea numele tău străzii, se numea Clubul Idiotului. Da, așa se numește Clubul Idioților. Deci, cum suntem noi toți ăștia de aici? Idioți, dar de ce întrebați? Ca să înțelegi de ce te bat, Mârlane. Of course, my course. Of course, my course. Of course, my horse. Dacă vreau. Eu nu știu, of course, my horse. Lăsați-l, tati, că e obosit. Cu X. De nici sau de nici? Și zero. Și te-am bătut în sfârșit. Ce pizdi. Sfârșit. Iubita mea părea cultul personalității. Și iar ne sărea presa în cap. Dar bine am liniștit. Aha! O fi vut manda man. Vadam! Să-și repare mâncă! Da, se numește strada Clubul Idioților, ma! Da? Deci, cum se numește? Da. Deci... O pauză!